Neobrăzarea acestor oameni nu are limită. Societatea asta a înnebunit. Vă propunem un exercițiu de înțelegere a tragediei prin care a trecut cultura română, traversând o jumătate de secol de represiune a creației și a gândirii libere. Împotriva uriașei mașinării a istoriei, împotriva lui Nicolae Ceaușescu, au existat romane, poezii, spectacole de teatru, filme, opere muzicale. În 1 martie 1960, sentința procesului Noica Pilat. 23 de intelectuali condamnați la 10 de ani de închisoare pentru delictul de a fi gândit și scris. Unul din corpurile delicte, romanul Așteptând ceasul de apoi de Dinu Pilat, a fost eliberat din arhive abia la 1 martie 2010. Rezistența prin cultură. Procesul ceasului de apoi. Duminică, ora 16 la TVR2.